reuniunea de clasă. Reuniunea de clasă a Vocii României și a antrenorilor și a finaliștilor și 10 ani de când antrena liceul. Dacă mi-era și foarte dor de ei, mai ales de Brencio, de Chirilă, de... sunt niște amintiri plăcute cu toți. Nu, glumesc. E plăcut, e interesant într-un an atipic să facem o reuniune atipică. Cu Ioana tocmai lucram la ceva, deci era o reuniune doar de câteva zile. Eu zic că e nice, o să fie un show de reuniune de clasă, exact cum zic, tot insist pe asta, că așa pare. Ceva, remember the time. Eu sper că atmosfera să o facă oamenii acasă, pentru că fiind fără public, na, noi creăm cât atmosferă putem crea, dar uite, acum te prinzi cât rost are și publicul din sală de la Vocea României. Da, probabil că lipsește tensiunea, că știm că nu e niciun premiu și nu se bate nimeni, dar entertainmentul și distracția cred că o să fie la fel, aceeași Caterinca, probabil. Sunt toți nebunii, ca și cum ai scoate toți jokerii din cărțile de joc și îi pui să joace. Păi dacă de-abia așteptați să-i vedeți pe toți antrenorii de-a lungul timpului de la Vocea României, vă invit să vă uitați pe Cotele. Vocea reuniunea de 1 decembrie la ProTV.